Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la această ediție a emisiunii Zodiac. Se apropie finalul de an și fiecare dintre noi ne facem un bilanț. Este o perioadă de retrospectivă în care e bine de știut pentru ca în 2019 să știm cum să abordăm, ce strategie să avem pentru a avea și realizări. Deci această retrospectivă pe care vreau să vă prezint a anului 2018 implică informații despre sectoarele existențiale în care avem șansă, protecție, ajutor, bunuri neprevăzute, noroc, conjuncturi fericite, favorabile, de care trebuie să profităm, unde avem curaj să riscăm și unde ne sprijină providența, acolo unde Jupiter este însăgetător, în sectorul acela existențial, dar și acel plan existențial unde se află Saturn și Pluton în Capricorn și unde vom avea în continuare blocaje de tot felul, vom suferi persecuții mari, vom suferi probleme de sănătate, accidente, intervenții chirurgicale sau crize diferite privind starea de sănătate și foarte multe probleme, griji, frământări. Să știți că în 2017, în toamna lui 2017, când Saturn a intrat în Capricorn, v-am spus că influența aceasta astrală se va exercita până în martie 2020. Acel sector existențial pentru fiecare zodie în parte în care se află acest Saturn în Capricorn este sectorul cel mai sensibil, unde trebuie să fim perseverenți, răbdători, diplomați, consecvenți, să facem pași mici, să nu schimbăm, să nu facem cutremure, să nu ne luptăm, pentru că acest Saturn nu ne aduce posibilitatea de schimbări majore, ci totul trebuie făcut cu răbdare, încet, perseverent. Și atunci vom obține rezultate. Poate rezultatele sunt pe termen lung. Acolo unde este Jupiter, și Jupiter a intrat acum în Săgetător până anul viitor la final, este sectorul unde lucrurile merg aproape de la sine și unde chiar trebuie să lăsați providența să intervină. Acolo chiar nu trebuie să facem eforturi, pentru că ajutorul este providențial, sunt șanse, există noroc și atunci totul este să ne adaptăm acelor situații, să ne bucurăm de ele. Retrospectiva aceasta a anului 2018, vreau să vă informez, prin această retrospectivă vreau să vă informez pentru fiecare, în funcție de zodia în care sunteți născut, care sunt aceste două sectoare, cel foarte norocos, pentru că Jupiter este marele benefic al astrologiei, și cel în care, cum spuneam, trebuie să avem foarte multă răbdare și diplomație ca să reușim să trecem peste situații. Cei care din toamna anului trecut s-au confruntat anul acesta cu niște probleme, și o să vă spun unde sunt problemele, aceste probleme continuă și anul viitor. Datorită lui Pluton, suntem siliți să facem schimbări radicale, să tăiem răul de la rădăcină, să distrugem ca să reconstruim. Cei care nu reușesc să arunce aceste greutăți până în martie 2020, pe sectorul respectiv, aceste greutăți devin poveri în anii care urmează și blochează foarte mult avansarea, înaintarea. De aceea, haideți să vedem pentru fiecare zodie în parte unde există aceste două sectoare, cel foarte favorizat de astre și cel foarte puțin favorizat de astre. Și încep cu berbecul. Berbecul are, în general, noroc în studii, în călătorii lungi, în raporturile cu spiritualitatea, cu oamenii de elită intelectuală, cu străinătatea, deci activitatea cu străinătatea este intensă, călătoriile sunt extraordinar de benefice, studiile, inclusiv în străinătate, sunt favorizate astral, de asemenea, justiția supremă, inclusiv justiția providențială, aduce întotdeauna câștig de cauză berbecilor atunci când sunt puși în situații delicate, inclusiv protecție providențială în călătorii. Dar unde sunt problemele? Problemele sunt în raport cu superiorii, munca și cariera.
E foarte greu de reorientat cariera sau de începerea unei noi activități sau afaceri. De aceea vă sfătuiesc să nu faceți aceste schimbări doar din dorința de independență și din egoism. Pentru că veți avea mari neplăceri datorită acestor lucruri, veți iniția niște lucruri care vă depășesc posibilitățile și nu veți găsi ajutor. Așa că acest Saturn în casa carierei poate să însemne o stabilizare a situației, dar și un avertisment că nu este bine să demisionați sau să faceți schimbări dacă nu sunteți în stare să le gestionați singuri. Nici avansarea în funcții nu este favorabilă, pentru că s-ar putea să vă treziți în situații care vă depășesc facultățile intelectuale sau pregătirea profesională sau experiența de viață și veți fi foarte ușor afectați ca reputație, renume, denigrați și chiar veți cădea din funcții. Pentru Taur, partea cea mai bună sunt beneficiile care vin de la alții. El trebuie să se ocupe în anul acesta sau va reuși să gestioneze banii care vin de la alții, banii comuni cu partenerii de viață, pentru că partenerul de viață s-ar putea să câștige mai bine sau să moștenească ceva, să se ocupe de reglările de conturi cu asociații de interese, să obțină dividende, comisioane pentru orice lucru pe care îl face, deci el poate negocia acest lucru și cu asociații de interese. Este și un an bun de plasamente financiare, împrumuturi, credite, de rezolvare ale succesiunilor testamentare. Deci, în continuare și anul viitor, Taurul se poate bucura de bani care vin de la alții dacă știe să negocieze, știe să placeze, știe să investească, știe să convingă că este omul potrivit la locul potrivit, de exemplu, sau în cazul în care pierde un anumit contract sau o anumită asociere, are șansa unui parteneriat nou foarte bun pe parcursul 2019, deci chiar începând de pe finalul acestui an. Grijă însă la tendința de exces, abuz care duce la probleme de nutriție și la unele crize diverse care pot să apară datorită exceselor și abuzurilor, inclusiv de distracții și plăceri. Pentru Gemeni se anunță o perioadă foarte bună. În schimb, vreau să spun și la Taur, în schimb, călătoriile lungi nu sunt favorizate astral, deci e bine de evitat plecările pe distanță lungă sau timp îndelungat din țară și, în general, raporturile cu străinătatea și cu oficialii, guvernanții, sunt un pic puțin agreabile, de unde și anumite blocaje pentru taurii care vor să primească avize, autorizații, vize și așa mai departe. Pentru Gemeni. Gemenii sunt foarte favorizați privind asocierile, parteneriatele care le aduc mari câștiguri și beneficii anul viitor. De asemenea, șansă de căsătorie sau de beneficii din căsătorie de la parteneră sau împreună cu partenera de viață. O perioadă excelentă privind parteneriatul și asocierea, cum spuneam, sau proiectele comune cu partenerul de viață. Deci e o tendință de expansiune a relației, de multe, multe călătorii împreună sau de proiecte mai îndrăznețe împreună cu partenerul de viață sau un asociat care poate veni din afara țării sau din altă parte a țării, nu din locul unde se află geamănul. Marea problemă sunt problema cea mai delicată pentru Gemenii este problema creditelor, împrumuturilor, datoriilor care îl vor apăsa. Deci sunt și câștiguri, dobândire de bunuri pe care le poate pierde sau risipi pentru că anumite datorii mai vechi îl tracasează, trebuie plătite, amânările, întârzierea plății unor datorii poate să-i creeze unele necazuri. Și atunci trebuie să fie foarte, foarte atent la organizarea
stare aceasta financiară atunci când câștigă să-și plătească din datorii. Nu să lase aceste datorii să se adune pentru că riscă unele necazuri, chiar pierderi mari de bunuri. Adică dacă a girat cu o proprietate, poate risca pierderea acestei proprietăți pe parcursul anului viitor. Pentru RAC, partea cea mai bună este cea legată de sănătate și serviciu. Astrele protejează sănătatea și serviciul. Chiar dacă sunt probleme, nu sunt grave. Puteți găsi servicii mai bune, puteți schimba serviciul, puteți dezvolta activitatea profesională. Este o perioadă, zic eu, de expansiune, de rezolvarea multor probleme cotidiene de zi cu zi. În schimb, marea problemă este puțina înțelegere cu partenerul de viață, cu soțul sau soția și cu asociatul, superiorul, patronul, cel cu care are anumite interese de a face. Deci aici este puțină înțelegere și chiar vă sfătuiesc să nu riscați tensiuni, certuri, rupturi de relații, pentru că veți găsi foarte greu o asociere, un parteneriat nou sau o altă relație mai bună decât cea la care doriți să renunțați. Pentru Leu, perioada cea mai bună este perioada legată de distracții, de viața mondenă, de dragoste, se anunță multe idile, nu neapărat cu concretizare, vă sfătuiesc să fiți un pic mai atenți la noile cunoștințe, dar este o perioadă în care astrele favorizează relațiile de orice fel, și de interes și de dragoste. Important e ce vă doriți. Ce este mai problematic este problematică este starea de sănătate. Deci trebuie să fiți foarte atenți. Rezistența organismului este crescută, dar și tendința de supra-solicitare poate să conducă la acutizarea unor suferințe cronice, în special legate de inimă. Deci aici este marea problemă. De asemenea, și în serviciu, încercați să îmbinați relaxarea cu munca, să vă organizați mai bine, pentru că asumându-vă prea multe sarcini în serviciu, s-ar putea să vă supra-solicitați și să aveți probleme de sănătate. Pentru Fecioară se anunță o perioadă foarte bună și în special finalul anului viitor, ultimul trimestru, o să vedeți că va aduce această satisfacție, anunță un eveniment fericit în familie, poate o căsătorie, poate cumpărarea unei proprietăți, poate un succes la un examen important, poate o călătorie importantă. Oricum, este un an în care problemele legate de locuință, părinți, proprietăți sunt favorizate de astre, inclusiv acțiunile imobiliare, da? Dar trebuie să fiți atenți la partea sentimentală. Unele persoane fecioare își vor găsi partenerul mult dorit și așteptat, poate din tinerețe, adică sunt realizări îndelung așteptate, poate o relație care a stat mult timp în prietenie se va concretiza într-o uniune, într-o căsătorie, dar și este posibil să întâlniți un partener pe măsura dorințelor dumneavoastră. Este să priviți cu seriozitate relațiile și pe cei care vă fac curte și doresc să interacționeze cu dumneavoastră, să nu îi refuzați, pentru că aveți așa o tendință de a refuza plăcerile vieții și de a vă izola. Nu, nu este bine, pentru că aveți șansa să aveți realizări îndelung așteptate pe acest sector relațional. Nu vă izolați. Tristețea, singurătatea, frica de necunoscut sunt dușmanii noștri anul viitor. Pentru Balanță se anunță o perioadă foarte bună privind deplasările scurte, delegațiile, studiile, examenele, interviurile. Este o perioadă în care puteți să finalizați anumite cursuri sau să încercați să inițiați, să vă înscrieți la un curs, un curs care poate să ducă la o schimbare profesională majoră în 2019, cel târziu până în primăvara lui 2020. Diploma pe care o obțineți, licența pe care o luați, este extrem de favorabilă.
este un an în care veți avea succes începând de acum, de la finalul anului și anul acesta era un an în care trebuia să vă ocupați de terminarea studiilor, de înscrieri, de întocmirea unor documente legate de avize, licențe, autorizații de funcționare. Este un an foarte bun în pentru tot ce înseamnă acțiuni mai mult sau mai puțin oficiale. Inclusiv în călătorie aveți protecție, sunt multe balanțe care anul acesta, mai ales acum din noiembrie și anul viitor, vor simți mâna providenței deasupra lor, pentru că unele vor scăpa miraculos dintr-un accident sau dintr-o situație accidentală, delicată. Poate fi o acțiune juridică, o acțiune în raport cu legea, cu oamenii de ordine, un proces. Deci trebuie să fiți optimiști, încrezători că dacă acționat corect, legal, chiar dacă sunteți acuzați pe nedrept, astrele vă protejează. Este un an foarte important din acest punct de vedere. Partea cea mai delicată pentru balanțe, partea cea mai delicată va fi ultimul trimestru al anului în raport cu un părinte sau cu o proprietate. Deci cei care sunt în curs de a pierde o proprietate, deci trebuie să aibă grijă și să-și protejeze interesele până în toamnă, pentru că ei trebuie să obțină ceea ce merită sau ceea ce doresc să dobândească până în octombrie. Dacă îi prind dacă pe balanțe le prind astrele în ultimul trimestru cu probleme legate de proprietăți sau de părinți, lucrurile nu sunt deloc favorabile pe ultimul trimestru al anului următor. Deci este foarte posibil să aveți griji, neliniști legate de o moștenire, de un părinte, poate chiar pierderea unei persoane din familie, din anturajul familial, așa, sau să aveți unele probleme legate de proprietăți, cămin, inclusiv atmosfera familială va fi sufocantă pe finalul anului viitor. De aceea, balanțele care vor să se separe de părinți, să plece de lângă ei sau să plece din țară pentru că s-au săturat de regim și de cum evoluează lucrurile pentru ei, au această șansă de a primi o viză, un contract de muncă, o propunere interesantă și de a pleca sau de a se muta, de a pleca de lângă părinți, făcând un credit, un împrumut imobiliar, ca să poată să scape de această situație de pe final, care anunță o atmosferă familială sufocantă sau griji foarte mari legate de părinți și proprietăți. Pentru Scorpion, o perioadă foarte bună privind meritele personale și câștigurile, beneficiile din efort personal. Deci este o perioadă de acum din decembrie până anul viitor în care totul depinde de activitatea și energia dumneavoastră. Este foarte important să fiți optimiști, încrezători și veți simți acest optimism din plin, să vă cereți drepturile, să vi se recunoască meritele, pentru că toți cei din jur nu vor avea încotro, vor simți că meritați ceea ce cereți și ceea ce vă doriți. Sunt și realizări îndelung așteptate și șanse, posibilități noi de avansare, de promovare, de elevare și, cum spuneam, de recunoaștere socială. Este și o perioadă foarte bună pentru câștiguri de tot felul, de dezvoltare a activității profesionale, chiar mulți scorpioni anul viitor vor renunța la serviciu pentru a iniția o afacere proprie. Deci este momentul cel mai important și vă veți gândi la acest lucru până în martie, până în 7 martie, cât este Uranus retrograd, pentru că aici se vor strica puțin lucrurile legate de serviciu și veți lua decizia de a porni
singur pe un drum, având beneficii din activitatea noastră profesională sau din studiile pe care le aveți și inițiind o acțiune proprie. Pentru săgetător, o perioadă foarte bună privind evoluția personală, deciziile pe care le luați în raport cu schimbarea aspectului, schimbarea stilului de viață, schimbarea proiectelor și sentimentelor sau relațiilor. Deci este un an care va fi mult mai bun, ce urmează de acum încolo până la finalul 2019 va fi o perioadă mult mai bună sau, spun astrologii, cel puțin mai ușoară decât ceea ce s-a întâmplat în 2018. Deci veți trăi o perioadă mult mai ușoară, lucrurile se vor rezolva mult mai ușor, trebuie să le lăsați, intervine providența, sunt conjuncturi favorabile, sunt, cum spunem de multe ori, se aliniază planetele în favoarea dumneavoastră în anumite momente ale anului 2019 și asta vom vedea când vom prezenta acest an. Ce este mai delicat este acel plan financiar sau acele beneficii. Deci dumneavoastră veți avea succes, beneficii, profit, veți fi remarcați, veți fi apreciați, veți fi răsplătiți, dar fiți foarte atenți cu banii dumneavoastră, pentru că vor fi mereu persoane care vor dori să vă sfătuiască să-i investiți, să-i cheltuiți în defavoarea dumneavoastră. Și atunci este bine să fiți mai economi, să investiți pe termen lung, să faceți un cont de economii, de rezervă, până în martie 2020. E bine ca tot ceea ce obțineți să adunați. Pentru că este o perioadă, veți vedea mai târziu, în care veți avea nevoie de sume mari de bani și este bine să aveți aceste rezerve. Nu vă sfătuiesc să vă cheltuiți energia și să vă zdrobiți prea mult cu activitatea zilnică. Chiar dacă aparent vi se pare că sunteți solicitați din toate părțile și familia și prietenii și serviciu vă solicită. Nu! Lăsați lucrurile să meargă și mai lăsați-i și pe ceilalți să se descurce, pentru că Jupiter în săgetător vă protejează și vă aduce șansă. Sau aduce șansă celor care vă solicită ajutorul și atunci nu mai e nevoie să vă implicați foarte mult. Conservați-vă banii și energiile. Pentru Capricorn se anunță o perioadă foarte bună privind raportul cu sinele, deci cred eu că anul acesta este un an în care norocul Capricornului constă în descoperirea la timp a dușmanilor ascunși, a detractorilor, a celor care vor să le facă rău, inclusiv dușmanilor oculți, dar și a bolilor ascunse, pentru că acest Jupiter în săgetător ajută la descoperirea acestor lucruri și contracararea acțiunii lor. Adică aveți timp să luați măsuri și să nu vă îmbolnăviți grav și nici să nu suferiți pierderi mari sau lovituri puternice din partea dușmanilor, rivalilor sau oamenilor care vă invidiază, pentru că în general Capricornii au de-a lungul vieții o poziție socială tracasată datorită invidiei și răutății celorlalți. Partea bună este că dacă aveți răbdare și vă propuneți anul viitor un țel precis și înaintați încet, în toamnă veți ajunge într-o poziție socială sau materială superioară celei de la început de an. În plus, se anunță o schimbare majoră, o cotitură în viața Capricornilor. Până în martie 2020 aveți această șansă de a face o schimbare radicală și acest lucru se manifestă datorită dorinței dumneavoastră de căutarea unei căi noi, pe care o veți găsi anul viitor până, cum spuneam, în martie 2020. Pentru Vărsător, o perioadă
excelentă începând de acum până anul viitor, legată de proiecte și relații. Se dezvoltă sistemul relațional, veți întâlni oameni importanți în tot felul de întâlniri la care sunteți invitați, evenimente, fundații, organizații, partide care vă curtează și vă propun să conduceți diverse proiecte comune sau proiecte de grup. O perioadă în care puteți să inițiați anumite acțiuni și să găsiți colaboratorii, fanii, suporterii de care aveți nevoie pentru a avea și beneficii, inclusiv pe internet. Dacă veți iniția o idee, un proiect, veți avea un succes neașteptat anul viitor, adică o popularitate sporită și chiar beneficii, bunuri neprevăzute de dumneavoastră. Se întâmplă lucruri miraculoase din acest punct de vedere, inclusiv relațional. De aceea vă spuneam, acele relații care nu vă aduc nimic, acele persoane care vă supără, care vă blochează avansarea, aceste relații trebuie încheiate. E greu, despărțirea va fi grea cu Saturn în Capricorn și cu Pluton în Capricorn. Poate chiar tensiunile sunt mari, pot fi adversități, pot fi amenințări, persecuții, dar trebuie să aveți încredere în acest Jupiter însăcetător care vă protejează. Veți avea important ajutor prin prieteni și protectori, chiar dacă vă veți confrunta și cu rivali și cu dușmani și cu oameni care vor să vă țină neapărat legați de ei sau de proiectele lor. Deci încercați să vă desprindeți, este un an extraordinar pentru Vărsător. O persoană necunoscută sau o inspirație vă conduce la o inițiativă care vă va schimba drumul pe o cale nouă și viața. Vă veți decide, poate cariera, poate drumul, viața existențială, poate locul în care să vă așezați, poate funcția pe care vă doriți, poate partenerul pe care vi l-ați dorit de foarte multă vreme. Deci este extraordinar pentru dumneavoastră din acest punct de vedere. Și pentru pești, o perioadă în care, din punct de vedere social, și peștii au o șansă nemaipomenită privind expansiunea, elevarea, renumele, reputația. Deci cred că foarte mulți pești vor ajunge în funcții importante și nu datorită protectorilor și amicilor care pot fi falși și pot trăda, ci datorită astrelor. Astrele vă favorizează funcția și poziția socială. Ce este important este că veți avea unele necazuri din pricina unor relații, s-ar putea să pierdeți un prieten drag sau apropiat, o persoană apropiată, sau puteți avea întârzieri, amânări în calea realizării speranțelor și proiectelor. De aceea, înaintați încet. Oricum, peștii nu sunt puțini pești care merg contra curentului. De obicei, ei merg duși de curent și se lasă duși de curent. Ei, ăsta este un an în care trebuie să vă lăsați duși de curent, în voia curentului, fără să vă fie teamă, pentru că foarte mulți pești vor avea temeri ciudate, inexplicabile, în raport cu anumite schimbări în viața lor. Lor nu prea le place peștilor, peștii nu sunt nativi care doresc o schimbare. Peștii se simt bine în balta lor, în iazul lor, în marea lor. Deci nu doresc schimbări. Ei, temerile acestea s-ar putea să vă blocheze sau să veți aveți neplăceri pentru că veți scăpa niște ocazii extraordinare. De aici vin neplăcerile. Acestea fiind spuse, vă doresc în continuare vizionare cât mai plăcută și să ne revedem cu bine. La revedere! Vrei să
descoperi tainele frumuseții? Te așteptăm la salonul de înfrumusețare de pe Calea București numărul 39. Folosim produse profesionale de styling, manicură, pedicură și cosmetică. Te așteptăm la salonul de înfrumusețare de pe Calea București 39, de lângă Liceul Sanitar. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0728 820 800 sau 0744 910 930. Centrul de tratamente alternative naturiste Edin Brașov, bucuria unei vieți sănătoase, oferă tratamente naturale cu Nuga Best pentru afecțiuni ale coloanei vertebrale, dureri de spate și articulații, reumatism, artroze, artrită, insomnii, detoxifiere, celulită. Atenție! Testarea este gratuită! Redobândirea și întărirea sănătății prin reflexoterapie și masaj. Edin Brașov, strada Alexandru Lahuță, numărul 8, telefon 0723 003371 sau pe secretul vieții lungi.ro.